ziua, doamnelor și domnilor. Trebuie să accept că vă spun că mi s-a dat graiul când am văzut această grupare de oameni salvați, de oameni și domn salvați. Ce am trăit? Vreau să încep prin a le rosti numele. Ne-am adunat aici ca să celebrăm o faptă culturală extraordinară, și anume apariția de al doilea volum din traducerea textului Masoretic, primul volum al anul trecut. Este vorba de Cartea Genezei, într-o ediție excepțional de frumoasă, iar acolo în față, eu, ca să cunosc supracoperta, am citit exemplarul de coperta. Au apărut următoarele două cărți în Pentateu. Este vorba de Exodul și Leviticul. Vreau să vă spun cui se datorează această admirabilă ediție. Este îngrijită de Maria Francisca Bărdăceanu, de Monica Brosteanu, și traducerea este asigurată și citesc în ordinea în care apare aici. Este asigurată de Maria Francisca Bărdăceanu, Monica Brosteanu, de Melania Bărbit, Emanuel Conța, Octavian Florescu, care e în Scoția. Da. Și are un plod excepțional. Nu e același. Nu e părintele Florescu de la Iași. Da. Scuze, dar îmi mențin recomandarea pentru blogul părintele Florescu. Victor Lucian Georgescu, Cristine Diacan, Alexandru Micăilă, Delia Micăilă, Ovidiu Pietrăreanu, Tarciziu Cristofor Șerban, Silviu Tatu și Cătălin Vătămanu. Ei sunt cei care s-au încumetat să traducă, să ne ofere o variantă românească după textul masoretic al Vechiului Testament, al Bibliei Ebraice, în condițiile în care în ultimii 10 sau 15 ani avem o traducere nouă a Septuagintei, deci a acelei traduceri care s-a făcut în greacă în secolul 3 înainte de Hristos, după un exemplar în ebraică, în Alexandria, întreprindere care a fost coordonată de Cristian Bădiniță și la care infatigabile doamne Bărdăceanu și Broșteanu au participat. Este în curs de traducere în limba română varianta Vulgatei latinească făcută de Sfântul Ieronim a Bibliei, iar acum în românește, într-o limbă românească modernă, avem traducerea textului Masoretic. Felul în care ediția este construită pentru publicul general, căreia de altfel această ediție este adresată, ca public general țin să mulțumesc pentru această formă de politețe a savanților față de cei care nu știu, conține foarte multe informații care situează textul, situează traducerea, opțiunile de traducere prin notele excepționale care însoțesc verset de verset la finalul
marele cod cultural care este Biblia, este o expresie a unui faimos critic canadian, Norton Fry. Pentru cultura occidentală, Biblia este în mod indiscutabil marele cod. Este despre asta vreau să vorbesc într-un fel care să încearcă să vă comunice faptul că este un act de, nu de ingratitudine, ci de enormă prostie culturală, morală și civilizațională, repudierea moștenirii Bibliei. Acum, dacă cei care se află în audiență se află într-un act de repudierea Bibliei, fie pentru că se fălesc că sunt atei, iar ateu nu poate să fie decât în interiorul creștinismului, bine să spun, nu există altfel de atei decât ateii creștini. Fie pentru că se află într-o uitare a acestui text, aș vrea să vă îndemn să vă treziți dimineața cu ochii proaspeți, să uitați de prejudecățile anticreștine, anti-monoteiste, e foarte la modă să condamni astăzi monoteismele ca fiind sursa violențelor și disconforturilor morale în care ne găsim, și să deschideți ochii pe lumea noastră așa cum de fapt s-a construit ea. Iar ea s-a construit în mod straniu, și o să explic imediat cuvântul straniu, din această carte. Înainte să spun ce înțeleg prin straniu, vreau să vă spun că tradiția creștină este strâns legată de tradiția ebraică, de tradiția evreiască, și anume într-un fel care, îmi vine să spun, exact ca în dogma cristologică, poate fi distins, dar nu poate fi deosebit. Suntem exact în problema cristologică noi, creștinii, față de evrei. Adolf von Harnack, un eminent istoric luteran al Bibliei, al dogmei, a spus că faptul capital pentru creștinism s-a petrecut în secolul II, și anume atunci când s-a format un consens de a prelua tale vale, așa, literal, corpusul evreiesc în interiorul Bibliei creștine. Este un fapt fără precedent. Aceea că Cartea Sfântă a unei religii din care, în mod evident, creștinismul s-a născut, dar s-a născut în mod polemic și așa mai departe, dacă puteți să luați epitomul lapidării Sfântului Ștefan ca o modalitate de ieșire a creștinismului din judaism, și apoi toată polemica care îi dublă creștinilor față de judaism și a judaismului rabinic față de creștinism. Deci, în ciuda acestor lucruri, este un fapt fundamental că creștinismul are a încorporat Cartea Sfântă a unei religii de care s-a deosebit. Acest lucru a avut asupra creștinismului efectul că creștinismul față de iudaism se află într-un raport care este în problema cristologică formulat, sunt două naturi, divină și umană, care sunt distincte, dar fără deosebire. Și sunt unite, dar fără amestecare. La fel este și iudaismul cu creștinismul. Exact ca problema cristologică, după părerea mea, dacă spun aberații, iertați-mă, o fac cu cea mai bună intenție. Acestea fiind spuse, ochiul cu care noi privim lumea, privirea cu care noi privim lumea, este în mod structural pentru creștin binoculară. Un ochi este evreiesc și un ochi este creștin. Pur și simplu. Și așa cum lumea are dimensiune de adâncime pentru că este privire binoculară și atrofierea unui ochi conduce până la urmă la o percepție care este lipsită de adâncime, prin distrugerea ochiului evreiesc din privirea creștină se obține cu timpul o variantă care nu încetează să mai fie creștină. Din acest motiv, deși există o tradiție a antisemitismului sau mai degrabă anti-judaismului teologic, să spun, și există o istorie a aberațiilor antisemitismului care se leagă de solul creștin, îmi vine să spun că actul sinucigaș din excelență pentru creștini este antisemitismul.
Antisemitismul este o aberație teologică pentru creștini. Fără să fac abstracție de faptul că a existat o tradiție de antijudaism teologic, dar în fapt, dacă judecăm chestiunea teologică, în puritatea ei, antisemitismul este pentru creștinism o formă de sinucidere. Pur și simplu, îți stai placa de sinucidere, te sinucizi. După cum Simone Weil, o evreică, sfântă creștină perfect nonconformist și un geniu de altfel, a spus că oricine ucide se sinucide. E perfect valabil pentru creștinii antisemiti. Iar asumarea antisemitismului ca o formă de creștinism pur, de unele variante sectante, bine să spun, de creștinism cultural, reprezintă pur și simplu o operație. Iar acest lucru trebuie înțeles. Și poate fi foarte bine înțeles prin faptul că în Cartea noastră Sfântă este cuprinsă toată Cartea Sfântă, sau mă rog, plus minus, a evreilor. Fiind creștin, ești evrei. Punct. Iertați-mă că o spun așa de apăsat. Prin urmare, și ajung la explicarea cuvântului straniu. Întotdeauna m-a fascinat modul în care religiile construiesc culturi, construiesc literaturi, construiesc forme de artă, construiesc finalmente societăți și civilizații. Întreb cum e cu putință. Pentru că decupajul prim al unei civilizații este cumva să se deosebească de biserică. Deși orice societate la început este o biserică. Dar după aceea se separă biserica de societate și biserica devine o formă de manifestare a societății în relație cu sacrul. Iar restul este comportamentul obișnuit. Încât te întreb, de ce dintre toate tipurile de activități umane, și mă refer la cele care au în vedere adevărul, și deci, prin intermediul căutării adevărului, au cel mai mult legătură cu autenticitatea primă, cum este, cum sunt filozofia sau știința, reflexia morală. De ce, dintre toate tipurile de activități umane, finalmente religia este cea care creează culturi și civilizații? Numesc acest lucru stranietate. Pot să inventez o teorie cognitivă a minții, cum a făcut Ioan Petru Culianu, și să spui că, de fapt, programul care formatează mintea, care este ca un soi de hardware, iar programul este un tip de software, este religia. El spunea că, în mod natural, religia este cea care construiește programele și rutinele pe care mintea funcționează. Dar de ce așa, nici el nu explică. Așa că explicația care este biserica domină societatea, o constrânge, spală pe creier cetățenii și le impune forme de credință. Și în felul ăsta se explică influența covârșitoare a religiei. Este o explicație pe care, chiar dacă poate avea unele componente adevărate pentru anumite perioade istorice, o dau de parte ca nefiind convingătoare. Care este explicația până la urmă? Nu știu. Numesc acest lucru stranietate. Fapt este că, parcurgând Exodul, de exemplu, care este o carte teologică, îmi vine să spun prin excelență, spre deosebire de Levitic, care este o carte despre organizarea vieții și în care foarte multe lucruri, de exemplu, linia de trasare între pur și impur, între curat și necurat, care nu se suprapune liniei de demarcație între profan și sacru, sunt diferite, se intersectează într-un fel în care o singură combinație este exclusă, aceea dintre necurat și sfânt, în rest toate combinațiile sunt posibile. Deci, spre deosebire de Levitic, care este o formă de organizare a vieții despre care o să spun câteva cuvinte, Exodul este o carte teologică în excelență și intru astfel în miezul a ceea ce vreau să vă comunic. Am luat o definiție a ce este Biblia, combinând cuvinte pe care le-am găsit în textul pe care l-am scris. Ce este Biblia? Este o carte în care aproape în fiecare capitol Dumnezeu și omul se întâlnesc. Genial! Da, așa este.
insist pe acest lucru. Dumnezeu și omul se întâlnesc. Asta înseamnă două lucruri. Înseamnă că Dumnezeu și omul sunt luați în binom. Nu poți să definești scăderea dacă nu ai adunare. Nu poți să definești înmulțirea dacă nu ai adunare. Nu poți să definești înmulțirea dacă nu ai scăderea. Operațiile angelice sunt în binom. Altfel ele nu se pot gândi. Omul și Dumnezeu sunt în binom. Formează ceea ce plaga ar fi numit un cuplu metodologic. Așa cum pentru greci, muritorii, nu oamenii, muritorii, așa erau numiți, erau dați prin contrast și împreună cu zeii, la fel și pentru noi, omul este dat împreună cu Dumnezeu și Dumnezeu este dat împreună cu omul, a gândit separat oricare dintre elementele acestei e un lucru care ne rătăcesc. Deci Biblia este ceva care se referă la om și Dumnezeu și anume la întâlnirile dintre ei. Noi nu mai gândim lucrurile așa. Tatiana încearcă să o facă într-un volum pe care v-a scoate pe editura Humanitas întâlnirile cu nevăzutul, întâlnirile cu supranaturalul, întâlnirea cu Dumnezeu. Habar n-avem în ignoranța noastră de modern, atât de făloși că suntem și făloase că suntem moderni, încât acest lucru elementar care este necesitatea pentru om de a se întâlni cu Dumnezeu este trecut cu vederea ca fiind ceva care ține de o epocă revolută, o epocă a unor oameni care nu erau atât de inteligenți cum suntem noi astăzi, nu erau atât de emancipați cum suntem noi astăzi. Biblia este o carte despre întâlnirile omului. Și mai este despre ceva. Este o lectură despre care am stipuit de aici. Stârnește o emoție existențială. Reține-te această formulă. E riguroasă. Este vorba de o emoție, dar nu este o emoție pur și simplu, ci este o emoție care angajează situația existențială a omului. Din acest motiv este o emoție existențială. Și provoacă un răspuns al omului în fața chemării lui Dumnezeu. Ca și Geneza de altă, pe care eu le gândesc în lectura mea, ele sunt preluate împreună, Geneza și Exodul, ele configurează matricea din care s-a născut civilizația noastră. Fie prin continuitate, fie prin altoire, fie prin polemică, civilizația noastră pleacă din aceste două părți, din Geneza și din Exod. Exod, de exemplu, și vreau să vă construiesc puțin o imagine a ceea ce numesc structura acestui cod genetic al civilizației noastre, păstrându-mi întrebarea pe care am numit-o stranietate, nu știu exact care au fost mediatorii prin care ceea ce vă voi spune a contribuit în mod substanțial la creșterea civilizației noastre. În Exod avem un episod care este foarte bine cunoscut, este episodul rugului aprins. Episodul rugului aprins este ceva care cuvânt cu cuvânt este genial și ieșit din comuna măsură a textelor și religioase, cum să spun. Episodul este cunoscut. Moise, Paște, oile socrului lui, Pietro, și deodată un rug. Rugul înseamnă un tufiș. Tufișul se aprinde. Și primim informația următoare. Se aprinde, dar nu consumă din substanța lui. El nu se arde. Ce avem aici? Este un cifru filozofic pe care pentru prima oară l-a exprimat ca cifru filozofic un evreu din Alexandria, pe nume Filon din Alexandria. El a spus că rugul divinității este că se împarte fără să se divide. Sau se divide fără să se împarte. E perfect circular. Ideea este că dă din ea fără să piardă din substanță. Asta este o definiție a mulțimilor infinite. Dintr-o mulțime infinită, dacă scoți o mulțime, ea nu devine prin asta finită. Infinitul își păstrează infinitatea prin operația de substragere sau prin divizare.
este o definiție teologică, filozofică și, vine să spun, științifică deopotrivă, a divinității. Iar ea apare în acest episod pastoral, în care un cioban paște oile socrului lui. Următoarea definiție fundamentală este următoarea. Din acest acest tufiș care arde fără să se consume, îi vorbește o voce. Iar această voce îl trimite să se ducă la sătenii lui și să le spună ceva. Și el le spune, dar cum o să mă creadă pe mine? Și o să le spun, mi-a zis, mi-a vorbit cine? Biblia este ceva care trebuie citit în două registre. Este registrul concretului, pentru că este un text de o mare concretitudine, și în același timp, și aici antenele noastre sau rădăcinile noastre pot pătrunde oricât, într-un registru care este abstract, filozofic, religios, teologic, cel mai înalt. Dar pentru mine fundamental este că limba în care mi se vorbește este limba concretului pur. Și ce să le spun? Deci, se aprinde cartea asta, de exemplu, și ea nu se consumă. Și îmi zice, spune-mi, nu știu ce. Și ce să le spun? Cine m-a trimis? Și el îi spune următorul lucru. Îi spune că te-a trimis Dumnezeul de Abraham, Dumnezeul lui Isaac, Dumnezeul lui Iacob. Adică Dumnezeul părinților. Prima definiție pe care le-o dă este cea din Geneza. Este, las deoparte că în Geneza e Dumnezeu creator și nu știu ce, dar este o definiție tribală, este o definiție comunitară, e o definiție națională. Îi spune, e vorba de strămoșii tăi, eu sunt Dumnezeul strămoșilor tăi. După care, dă definiția amețitoare. Și definiția amețitoare este, eu sunt cel care sunt. Eu sunt cel ce sunt. Asta poate fi tradus ontologic. Eu sunt cel care este. Și este o definiție filosofică tare. Sau într-un fel de circularitate, eu sunt cel ce sunt. Această definiție este amuțitoare. Este o definiție care, analizată filozofic, conține o substanță și un atribut. Sunt este o substanță odată și tot sunt este altă dată un atribut. Prin urmare, avem distinția între substanță și atribut pe ceva care este identic. Și când spun că substanța este egală cu atributul, atunci când construiesc ideea de egalitate, 1 este egal cu 2, unde 1, 2 și 2 a egal cu 2, asta înseamnă că tot lucrul. Fie A este cel care dă identitatea spre 2, fie celălalt termen îi dă identitatea celuilalt. Când spun foria este patapievici, fie gândesc că patapievici trece spre foria, fie foria dă identitatea lui patapievici. Numai 1 egal cu 1 este ceva care nu transmite, pentru că am o identitate pură. Dar când spun substanța este atributul, aceasta se înțelege fie substanța trece spre atribut, fie atributul trece spre substanță. Acum, de ce am făcut această analiză filozofică a unei definiții care este în fine amuțitoare? Și am preferat nu definiția ontologică, care este opțiunea de traducere a Septuagintei, în care se traduce că eu sunt cel care este. Și este o definiție greacă, adică o definiție filozofică. Și am preferat definiția, așa zicând, ontologică, în care substanța spune că este atribut. De ce am vorbit asta? Pentru că, de fapt, aici avem două cifruri care sunt deopotrivă de active în cultura noastră, în civilizația noastră. Unul este numit secularizare. Ce este secularizarea filozofică? Este transportul dinspre substanță, spre atribute, a întregii autorități care este a substanței. Adică, noțiunile din domeniul religios sunt transferate
interacționează cu autoritatea care vine din religios. De exemplu, în secolul 17 se petrece un astfel de transfer de atribute de la Dumnezeu unde? La natură. Natura capătă exact trăsăturile de imutabilitate, legitate, consistență, care nu le-a pus înainte, amintiți-vă de fragmentul de 8 din Parmenide, unde Physis nu avea deloc atributele tare ale divinității, și așa întărită, cu toată puterea și legitatea care este extrasă din divinitate, divinitatea rămâne stingheră și în secolul 18 avea să fie numită Lensam, biserica, mă rog, complet a spus, striviți infama, pe de-o parte, și pe de-altă parte, ea, natura, se întărește atât de puternic încât devine obiect al celei mai tari științe care a fost vreodată inventată și care este știința modernă a naturii. Teza tare de filozofia culturii este următoarea. Nu s-ar fi putut naște știința modernă a naturii dacă natura nu devenea prin transferul de atribute de la Dumnezeu la ea, tare și inteligibilă și imutabilă și având în sine puterea de mișcare și așa mai departe, care înainte aparținuseră numai divinității. Acest lucru este prefigurat în întâlnirea unui păstor cu rugul aprins. Dacă rugul aprins vorbește și aruncă în lume această definiție a divinității, eu sunt cel ce sunt. Al doilea este transgresarea. În momentul în care atributele trec asupra divinității, orice tip de atribute, în acel moment avem un fenomen care este profanarea sau transgresarea. Un fenomen din care postmodernismul nostru se hrănește din plin. Camille Paglia, o feministă antifeministă și o foarte nonconformistă analistă a culturii, adeptă deopotrivă a catolicismului din punct de vedere formal, dar și a marchizului de Sad, o puteți imagina acum, definindu-se ca o păgână catolică, ea fiind de origine italiană, Camille Paglia spunea că principiul după care funcționează lumea noastră este următorul. Dacă ceva poate fi desecrat, el va fi cu necesitate desecrat. Dacă ceva poate fi profanat, atunci e sigur că va fi profanat. Puneți-vă, rog, acest principiu care decurge din transferul atributelor de substanță orice fel de atribute. Puneți-vă, rog, acest principiu cu cel pe care contele Falkland în timpul sau, mă rog, înaintea războiului civil englez l-a formulat în forma următoare. Dacă ceva nu trebuie cu necesitate schimbat, el trebuie cu necesitate să nu fie schimbat. Mai târziu, acest principiu a fost interpretat ca fiind principiul conservatorismului. De fapt, este principiul prudenței. Dacă nu sunt dacă nu e obligatoriu să schimb ceva, sunt nebun să-l schimb, îl las să funcționeze. Îl las în liniștea identității lui. Noi funcționăm după un principiu care este exact contrar. O altă inovație din Exodul este următoarea. Și ea este amuțitoare. Avem divinitatea. Din Cartea Genezei noi știm ce divinitate este. Este o divinitate separată. M-am gândit dacă să folosesc cuvântul transcendentă, dar nu-l folosesc. Este o divinitate separată. Este o divinitate care este sfântă prin separarea ei categorică de Dumnezeu. Separarea este semnul acestei sfințe. În același timp, această divinitate este o divinitate creatoare. O divinitate creatoare e ceva straniu în istoria filozofiei. Este o divinitate nu doar creatoare ca o materie preexistentă, cum avem în Timaios, în dialogul lui Platon, în care Platon imaginează o creație, dar o imaginează nu pentru că el ar fi crezut în faptul că un zeu secundar, adică un zeu demiurg, un zeu cu capacități manuale de a face ceva,
raționament care va funcționa perfect în secolul XVII la toți teologii seculari ca de atunci. Și anume, ca să înțelegi ceva, trebuie să înțelegi cum este făcut. Ca să înțeleagă Platon lumea, el își imaginează cum ar fi putut ea să fie construită. Și Timaios ne dă această versiune. Dar Dumnezeul biblic este un Dumnezeu separat, este un Dumnezeu care creează din nimic. Adică nu este un Dumnezeu care creează dintr-o materie preexistentă. Ei bine, acest Dumnezeu face două gesturi straniu. Un gest straniu este că face un legământ cu umanitatea. Și pentru început, deși El este un Dumnezeu unic și Dumnezeu absolut, este Dumnezeul întregii creații, pentru că a făcut-o, și este Dumnezeul tuturor oamenilor, pentru că El i-a făcut pe toți. Și cu toate astea, El decide, la un moment dat, să facă un legământ. Lucru care este stranism. Acest legământ este făcut cu o porțiune a umanității, cu care El face un legământ personal. El, care este sfânt prin excelență, El transferă din sfințenia Lui asupra legământului, asupra relației pe care o face cu poporul pe care, între altele, l-a ales. Și a devenit poporul Lui. Este poporul care intră în proprietatea Lui de sfințenie și de divinitate. Legământul pe care l-a construit, l-a declarat cu acest popor ales, este un legământ care instituie pentru umanitate un tip de relație cu Dumnezeu care nu mai este relația impersonală pe care omul o are cu divinitatea. Este o relație profund personală. Această alegere face ca Dumnezeu, care este sfânt în separarea Lui, să-i ceară omului să-L sfințească pe El, pe Dumnezeu, prin actele respectării acestui legământ. Adică se instituie, vine să spun, un fel de scara lui Iacob prin acest legământ între Dumnezeu și om, și această sfințenie a lui Dumnezeu, care este cel mai cutremurător atribut al Lui, înțeles în esența Lui, și care nu figurează în lista atributelor divinității din fragmentul B8 din Tirs Franz din Parmenide, din poemul Naturii, sfințenia nu apare. Acest atribut, deci, este pe această scară a lui Iacob creată de legământ, ceva care circulă între om și Dumnezeu. Tot ce este instituit în cartea Exodului și în Levitic, în baza acestui legământ, este un soi de punere în ordine a lumii. Iar această punere în ordine a lumii se face în virtutea legământului și printr-un mecanism care are drept fundament de structurare două axe. Axa sacru-profan și axa curat-necurat. Pur și impur. Și în felul ăsta se construiește un soi de gramatică a lumii în care omul care respectă legământul intră. Și intrând în această gramatică a lumii, cumva el face nu doar ca legământul să fie respectat. Contrariul respectării legământului este păcat. Nu doar ca acest legământ să fie respectat, dar și legătura dintre Dumnezeu și om să fie întreținută ca o realitate vie. Altfel spus, respectarea legământului, care e contrariul păcatului, înseamnă, de fapt, menținerea în legătură a omului cu Dumnezeu și a lumii cu Creatorul ei. Deci e o faptă cosmică. Atunci când respecti gramatica pe care decurge din legământ, tu, de fapt, menții legătura între nivelul sus și nivelul jos. Și ții în coerență dreapta cu stânga. Iar
face fiecare om. Pentru că nu comunitatea este chemată să respecte, ci fiecare om, membru al comunității, este chemat să respecte. Simțiți cât de tare este lucrul ăsta? Și mai decurge de aici ceva amețitor. Și anume, avem toate civilizațiile, toate comunitățile, toate culturile, încep printr-o istorie. Dar nu este o istorie a comunităților. Este o istorie a divinității. Este o istorie invizibilă. Și sunt construite narațiuni referitoare la făpturi, personaje care caracterizează invizibilul, zona divinului. Abia mai târziu, omul, poate că printr-un mecanism de transfer al atributelor, de secularizare, narațiunea despre invizibil devine o narațiune despre vizibilul comunității publicii. Și apar istoriile, analele, cronologiile referitoare la comunitățile umane. Dar aici, prin acest legământ, de fapt, ce se face? Istoria omului este pusă în legătură cu istoria divinității. Istoria divinității este pusă în acea legătură cu istoria omului, astfel încât istoria omului nu mai este o istorie separată de istoria divinității, ci istoria omului face parte din istoria sfântă, din istoria divinității. Iar această istorie a omului inclusă în istoria divinității se numește istoria mântuirii. Poftim? Nu înțeleg. Vreau să vă spun și cu asta să închei modul în care acest cifru care decurge din Exodul este activ încă în lumea de lumea noastră. La început, istoria divină era totul. Nu exista istoria omului. După aceea, prin evrei, avem o istoria omului care ține de istoria divinității. După aceea, avem o istorie a divinității care este identică cu istoria omului. Și asta este istoria mântuirii. Și asta este creștinismul. Și după aceea avem o istorie a divinității care face parte ca un capitol din istoria omului. După Feuerbach, nu e aici asta. Pentru că în enorma lui inteligență și marinimie, omul l-a inventat pe Dumnezeu. Expresia fricilor, expresia năzuințelor, expresia speranțelor, expresia ignoranței. Ce este Dumnezeu? Este un mic capitol cu istoria lui și narațiunea lui din măreața istorie a omului. Unde le avem de toate astea? Un cifru care pentru prima oară în lume a fost pus în această eminentă carte care este a Exodului și mulțumesc tuturor că ne-ați dat o limbă extraordinar de precisă. Și în același timp foarte acurată pentru mintea celui care citindu-o poate pricepe.